Catedrala din Strehaia a fost resfințită de către preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, după amplele lucrări de restaurare prin care a trecut în ultimii 12 ani. Credincioșii prezenți au avut prilejul de a trece prin Sfântul Altar și de a se închina la jertfelnicul nou sfințit. Catedrala cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva din orașul Strehaia a fost zidită în 1935, fiind sfințită în anul 1958 de înalt preasfințitul Firmilian, mitropolitul Olteniei. Din cauza degradării suferite de-a lungul timpului, lăcașul de cult a necesitat reparații și restaurări care au fost efectuate între anii 2010-2022. Duminica trecută, preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a fost prezent printre credincioșii strehăieni spre a resfinți catedrala. Este momente de alea bucurie, în primul rând, datorită lucrărilor deosebite care s-au realizat la această frumoasă catedrală a orașului Strehaia, lucrări realizate de către părintele Irinel Troacă, parohul catedralei, ajutat de părintele Ioan Gârniță. Anul acesta se împlinesc 350 de ani de la înființarea aici, la Mănăstirea Strehaia, a Episcopiei de Strehaia. Slujba de resfințire a catedralei a debutat în jurul orei 8 dimineața și s-a început cu sfințirea exteriorului, iar mai apoi a fost târnosit Sfântul Altar în prezența credincioșilor veniți spre a se ruga alături de ierarhul mehedințean. La final a fost oficiată Sfânta Liturghie în lăcașul de cult nou sfințit. Simt împlinit și la propriu și la figurat, din toate punctele de vedere. Întocmai de asta am și ținut ca astăzi să facem acest mare eveniment, pentru ca și dumneavoastră împreună cu noi să ne bucurăm, pentru că este rodul muncii al tuturora. De ce? Pentru că parcă mă și văd cu 6 ani, 7 ani în urmă, când aici, în fața bisericii, am promis că voi face tot ce îmi stă în putință să readuc biserica de aici, în care eu am copilărit, la nivelul ei cel adevărat. În cadrul evenimentului s-a dat citire actului de resfințire și au fost înmânate gramate de recunoștință câtorva ctitori ce au contribuit la înfrumusețarea catedralei. Cu vrerea Tatălui, cu puterea Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh s-a zidit această sfântă biserică catedrală cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva din localitatea Strehaia. Acordăm cu bucurie gramată de vrednicie domnului Dumitru Sârbu. Poftiți, domnul Dumitru. La final, toți credincioșii prezenți au avut prilejul de a trece prin Sfântul Altar și de a se închina la jertfelnicul nou sfințit.